Ca da bunul Dumnezeu și-au trecut sărbătorile astea importante ale românilor, halloween respectiv, luminați, am fost cu soacra la cimitir. Am fost cu soacra la cimitir ca să vadă și ea înaintea și, și mă rog să pună flori la cripte, la criptonite, la... Pe jos m-am dus. Trei ore am mers, trei ore am venit, am stat o două ore, după o oră am întrebat-o, nu -o mai stăm, zice, începe să-mi placă. Și treceam pe lângă restaurantul Conti, zice, prima dată am mâncat aici de alea de oaie. Ce ai mâncat de oaie? Alea ce le are sub coada oaia. Vroia să spună fudulii de berbec, ci că foarte bune. No, și mi-au spus foarte multe lucruri interesante. Socră mea, am aranjat frumos, o grămadă de fani m-au salutat. Bine, unii erau sub pământ, că așa o fost publicul de la TV, spre deosebire de voi care sunteți tine. bună dimineața și bine v-am găsit la Cafeluță. Cafeluță de la Marius, din Irlanda, dar și din Baia Mare. Cum ai către nu vine din Irlanda, așa, da da, 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 și zice Marius, hai, da, tematic, am intrat în luna lui, br umar, brr, umar, a fost sau n-a fost Elon Musk în România? Că voi îl știți pe Elon care îți în curbeton, îl știi, Vlad? Da, da. Că i-am cu Marcu. Care strage cu. Da, sigur. Bă, ce ne or livrate ăștia, mă. Noi trăim numai din breaking news-uri. Elon Musk a venit în România. Pă, dracu, el își aranja sateliții din chiloții în America. Zice, da, zice unul ce-am văzut-o pe Angelina Jolie cum mânca mămăligă. ligă. Pă, da, cât e prostă să fie. Ori vin niște bagnați de la, zice proprietarul nu știu cui, cu soțul sau... So... nu, no, oameni de cum să cade or venit aici și s-au de Halloween. Pentru că noi românii nu mai știm să ne apreciem sărbătorile. Noi nu mai ținem la tradiție, nu mai știm să punem în valoare Halloween-ul ca pe vremea bunicii. Trebuie să vin americanii să ne spună așa ceva. Nu au venit masc aiurea, mă doare în bască, vin turcii. Nici măcar rușii, vin turcii la Cluj să ne facă metrou. Ce zici de asta, Vlade? Turcii o să facă metrou, îți dai seama ce treabă de la hat? <laughs> și expresiile alea, la metrou o să scrie acolo, mai încet că nu dau turcii, că noi ardelenii o să ne... A? A? Și? și... După că, ce? Când zice, urmează stația, ce-a zis, mă? Ce, mă, ești turc, n-auzi? Ce, mă, ești turc, n -auzi? Păi cum e turcul, și metrou! Uac, 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 asta e. Nu ne trebuie mijloace de astea de deplasare. Vedeți, trenurile în România, per total, au avut anul trecut o întârziere de cât? Zic, zi, Vlad. Câte săptămâni? Șase ani! 6? Maxim 6 cu executare. Șase ani jumate. Întârzierea trenurilor în România. Plecai de la Arad până când ajungeai la mare nu-ți mai recunoșteai copiii. <laughs> Și atunci <coughs> ne facem noi metrou, trenuri, lasă să mergem cu aripi. Aripi. Aripi, aripi un proiect frumos realizat aici la Cluj. Niște albume foto superbe, splendide. Cocoșul de munte. Cu pene și pinte pe picioare este o pasăre sperioasă. Se vede rar în natură, nu ca fratele din casă, din zamă. Aripi. Un proiect pentru grădinițele din Cluj, deocamdată. Aceste albume splendide au fost donate câtorva grădinițe. Urmează ca proiectul ăsta Aripi să prindă Aripi să facă pene și să ajungă la toți preșcolarii din țară în viitor. Diana Turcu și cu grădinița se ocupă despre asta, iar cine a făcut pozele astea sublime, pânțărușul. Tu știi că este? Poate la fete asta, pânțăruș. <gântăruși> Pe la popa pânțăruș. Există pânțărușul. Cine a făcut pozele astea superbe, pescărușul răzător sau răzător? Mamă, zici că stai abonat la canalul de YouTube Nicu Bendea. A făcut pozele astea domnul Sergiu Bejan campion mondial la canotaj. I-am și zis că am prezentat evenimentul când s-a lansat acest album, zic, domnule, tu mergi la snagov, tragi la rame, mai trag și eu pe acasă la rame, tragi la rame, tragi o poză, tragi la rame, pozează păsări. Că de aia avem numai aur la canotaj, pentru că acești sportivi canotori sunt serioși, canotorii sunt serioși, ei au treabă cu păsările, fotbaliștii cu păsăricile. A fost o cafea, de vineri, de brumar. Weekend plăcut, urmăriți-ne pe Facebook, YouTube, TikTok. Și dacă mă întâlniți pe stradă, Serios Nicule, murim de râs la tine. Nu muriți, mă, că vă vreau vii. Like și degete în sus. Bai mie, co bă, n-am zis. Băi slash Nicu Bendea. dă te mascul meu.